Salutare dragi mei și bine v-am regăsit la un nou videoclip, de data aceasta de Counter-Strike 2. Exact, într-un final, reușesc să filmez ceva direct de pe calvatorul meu. Legat de Counter-Strike 2, asta datorită unui prieten care a primit acces pe două conturi, nu pe unul, pe două conturi la Counter-Strike 2, în timp ce eu încă nu am primit și încă aștept. Și am avut norocul să fie atât de drăguț încât să-mi ofere acces la contul lui până în momentul în care primesc și eu acces pe contul meu ca să filmez, ca să joc și ca să-mi fac o idee despre. Counter-Strike 2, să mă obișnuiesc cu el, ca în momentul în care se lansează să fiu deja obișnuit. Și am zis că este un moment foarte bun să vă prezint și vouă, mai bine mai târziu decât niciodată, cam care este experiența, cel puțin din uh, perspectiva mea, în momentul în care intri și joci noul Counter-Strike. Vă voi prezenta interfața, vă voi prezenta setările, vom face și un mic gameplay într-un dead match, uh, vă voi spune și care este părerea mea legată de gameplay, de movement, de sunete și de tot ce cred eu că v-ar interesa. În descriere aveți acolo niște capitole pe care eu le voi face și puteți să săriți direct la momentul din videoclip care vă interesează cel mai mult. Dar înainte să începem, vreau să vă spun două lucruri. Unu, dacă apreciați videoclipul acesta și vreți să mă susțineți să fac videoclipuri mai departe, lăsați un like videoclipului acesta, mă ajută foarte mult, lăsați un comentariu și abonați-vă pentru a primi noi videoclipuri în momentul în care mai aplaudesc, bineînțeles. Și în al doilea rând, dacă vreți să verificați dacă ați primit acces în Counter-Strike 2 și cine a mai primit acces în Counter-Strike 2 din prietenii voștri, aveți un link acum pe ecran către un videoclip pe care l-am făcut și de asemenea aveți linkul în descriere, un videoclip scurt cu un link în care mergeți și vedeți exact cine a primit acces sau nu. Dar pentru a intra în, pentru a primi acces în CS2 trebuie să intrați în joc, altfel dacă nu intrați în joc și nu acceptați invitația către beta, atunci nu, va, nu, veți apărea în lista pe care o să o vedeți în momentul în care accesați acel link. Bun, fără prea multe cuvinte, aceasta este interfața noului joc, Counter Strike 2, arată demențial, suntem acum pe rezoluția Full HD 1920 cu 1080p, 16p9, 144 de Hz. Da? Așa se vede la mine, la voi probabil o să se vadă pe 60 de Hz pentru că am 60 de FPS-uri dar oricum vă spun arată foarte, foarte bine, iar pe 2K nici nu zic probabil o să arate mult mai bine. Bun, avem caracterul central în zona din mijloc, o interfață mult, mult mai erisită, avem partea de știri și de update-uri într-un tab în partea de sus, nu mai avem în partea din stânga ocupat tot ecranul, practic tot ecranul acum este cu caracterul și cu ambientul care se poate schimba momentan între das 2 și, uh, și miraj din setări. Acum aparent nu putem să schimbăm decât din das 2 aici, dar putem să mergem în setări mai apoi și să schimbăm. Uh, să schimbăm backgroundul. De asemenea putem să. Arătăm uh, agentul de CT sau agentul de Tero. În partea centrală aveți numele cu coinul pe care l-ați avut selectat, rancul mai departe rankurile și levelul. Și mai apoi aici aveți, dacă dați click, aveți toate informațiile pe care le aveți și înainte. În partea din dreapta aveți prietenii, mai jos avem tabul Looking to Play și tabul Recent Teammates. Nu mai este pe orizontal, acum mai este pe verticală și dacă dăm Recent Teammates se deschide această listă cu jucătorii pe care uh, i-am avut în jocurile, jocurile recente. De asemenea, dacă observați, avem avataruri animate. Counter-Strike 2 suportă avatarele animate din Steam. Foarte, foarte mișto, foarte important. În partea de sus avem butonul de Home, Settings, Quit to Desktop, iar în partea centrală Inventar, Loadout, Play și Știri. Dacă dăm Știri, avem toate aceste blog posturi pe care le putem vedea oricum de pe site. În Play avem Matchmaking sau Practice, la matchmaking avem competitive deadmatch și private matchmaking, momentan. În deadmatch avem open party și miraj, iar în competitiv avem competitivul fără să afecteze rankurile un, pic de, un fel de scrimmage, cu short match, long match sau any length și private matchmaking-ul care este la fel ca în Counter-Strike Global Offensive momentan. De loadout și de inventory vom vorbi imediat, dar înainte vreau să mergem un pic pe partea de setări, să vedeți un pic cum arată setările. Setările sunt împărțite în video, audio, game și keyboard, la fel ca în Counter-Strike 2, iar mai apoi video avem video, advanced video și hard edge positions, pe audio avem audio și music, game avem game, hard, team, communication, spectator, item, raider și crosser, iar pe keyboard slash mouse avem keyboard and mouse settings, movement keys, weapon keys, User Interface Keys, Communication Options și Chat Wheel Keys. Bun. Și bineînțeles, iconița de search. Dacă aveți nevoie de, un anumit, de o anumită setare, e bine, puteți să o căutați aici direct. Bun. Dacă mergem pe video mai întâi, aici putem să schimbăm uh, scena de fundal, scenariul din DAS 2 sau din miraj. Se schimbă cu un fade, iar acum avem mirajul pe fundal. Dacă intrăm înapoi în setări, mai departe, putem să selectăm color modul pe computer sau television, brightness-ul, aspect ratio, widescreen 16 9 16 10 sau normal 4x3, rezoluția mai apoi display mode, aceeași ca în Counter-Strike Global Offensive, full screen, full screen, windowed și windowed. În schimb puteți alege refresh rate-ul: 60, 99, 120 144 de Hz, fiind maximul de la monitorul meu. Dacă aveți monitor cu cu refresh rate mai mare, atunci aveți putea selecta refresh rate-ul mai mare. Și dacă aveți laptop, aveți laptop power savings. Bun, atenție foarte mare în momentul în care schimbați rezoluția, automat se va schimba din display mode. De exemplu, dacă trecem în window și apoi în full screen și schimbăm rezoluția, la mine se schimba și refresh rate-ul, aparent acum nu se mai schimbă. La advanced video avem o chestie foarte mișto în care putem să modificăm setările și să vedem în timp real cum ce impact are asupra, asupra imaginii jocului. Avem imaginea generală, cu toate elementele care ne interesează, partea de umbră, partea de caracter, partea de foc, detalii, zoom în, ex, în apropiere și în depărtare. Iar cu acest, cu acest target pur și simplu tragem de el și sau dăm pur și simplu click și, vreau, și vedem în partea de jos o versiune uh, cu zoom a acelei porțiuni pe care am selectat-o pentru a vedea mai bine zona și detaliile pe care le modificăm. Avem magnification mode mai jos care este zoom sau big pixels în cazul în care ne interesează să vedem partea de texturi și apoi dăm zoom și apoi avem nivelul de magnificare de zoom de la 2 până la 8 și vedem așa. Eu cred că un 2, hai să zicem maxim un 3, ne ajută suficient de mult. Bun. Apoi avem Boost Player, Contrast, Vertical Sync, bineînțeles, MSAA-ul, 8, 4, 6 și așa mai departe. Și în momentul de față cred că s-a întrerupt un pic imaginea pe înregistrare, dar nu vă speriați. Global Shadow Quality, High, Very High, hai să mergem cu totul pe Very High ca să vedeți cam cum arată. Shader Detail, Low sau High, Model Texture... Particle detail, putem să mergem chiar pe very high și vedem aici cum se, cum se vede și care este diferența. High dynamic range pe quality sau pe performance, fidelity FX, super resolution, disable, adică highest quality, putem să punem pe Ultra Quality, Quality Balance sau Performance pentru a adapta rezoluția pentru a primi cea mai bună performanță. Și Nvidia Reflex Low Latency dacă este disponibil. Enabled, Enabled cu Boost sau Enabled simplu. Apoi avem un asterix care este Recommended for your System Configuration. Puteți să dăm Reset Default sau Discard. Iar mai apoi avem Hard Edge Positions pe verticală, ajustarea pe verticală și pe orizontală. Bun. Mergem pe audio, master volume, audio device, bineînțeles, enable voice cu press to use mic sau disabled, voice over IP. Nimic schimbat, în schimb, main menu volume putem să-l dăm chiar mai jos. Aceleași 10 second warning pe care le puteți ajusta. Nimic, nimic special în momentul în care mergem pe partea de audio și de music. Iar la game avem acelea setări cu Game Instructor, Accept Acceptable Ping, uh, Game Traffic, Notificări, Consola, hard Color este un lucru nou, puteți să alegeți ce culoare de hard vreți să aveți. Eu am ales undeva pe Purple, dar puteți să alegeți din toate aceste culorile, din toate aceste culori, de fapt. Uh, mai departe, player pins aceleași lucruri, hide avatar images dacă vă interesează, follow grenade kill, automatic killer replay, quick graffiti, ce e foarte important, detach silencer pe M4A1S sau USPS. În momentul de față este disable prin urmare dacă dați click dreapta în joc nu veți mai putea scoate uh, silencerul și dacă vreți să faceți chestia asta, să jucați fără, dacă sunteți psihopați, puteți să dați... Click pe secondary fire, adică click dreapta, iar în momentul acela veți putea scoate scoate silencerul. Mai departe aceleași lucruri, aceleași uh, setări ca în Counter strike global offensive. Nu știu dacă este ceva în plus în porțiunea aceasta, crosserul, bineînțeles, aceleași setări pe care le puteți face. Și mai departe pe keyboard și mouse, nimic special aceleași setări ca în Counter-Strike Global Offensive Nimic, nimic, nimic modificat Și apoi putem să mergem la partea de inventory și loadout Pe inventar avem everything, equipment, graphic art, containers, display Aici avem partea de music și de medalii Uite de exemplu vreau să dau display this item Putem să intrăm și pe Steam Market, iar la fiecare în parte Putem să, aleg, să căutăm partea de pistoale, Mili, Midtire, uh, Rifles, Agents, Gloves și așa mai departe, iar pe Graphic Card, Patches, Stickers sau Graffiti, iar în Containers, Weapon Cases, Sticker Capsules, uh, Graffiti Boxes și Souvenir Cases plus Tools. Foarte, foarte mișto, totul este foarte bine organizat, putem să selectăm de aici să aranjăm după uh, data în care a fost adăugat, Quality, Alphabetical, Collection, Equipped și de asemenea putem să căutăm aici tot ce ne interesează. Minunat! Loadout-ul este un alt lucru foarte important care s-a schimbat de curând în Counter-Strike 2 și anume nu vom mai avea în meniul de buy toate armele la dispoziție ci vom avea un număr de 15 arme pe care le putem alege de dinainte, iar mai apoi putem să le cumpărăm în momentul în care uh, suntem în match. 15 pentru City, 15 pentru Tero. Avem agentul pe care îl putem schimba, avem uh, mânușile, cuțitul, music uh, coinul pe care vrem să îl afișăm și grafitiul. De exemplu, vreau ca pentru Tero... Să afișez, de exemplu, Diamond Riptide. În același timp se va modifica și la City. Nu puteți să aveți coinuri diferite pentru City sau pentru Tero. Ce puteți să vă schimbați sunt, bineînțeles, agenții, mânușile, cuțitele, music kit-ul, nu și nici grafitiul. Avem Starting Pistol și dacă dați click pe fiecare, vă va deschide categoria specială. Starting Pistol vă va deschide cele două pistoale cu care puteți începe USP-ul sau P2000 și skinurile aferente. Iar la celelalte pistoale aveți partea de dual Beretas, P250, 57 și Deagle. Dar să zicem că nu vreți să aveți aceste pistoale, ce vreți să aveți, de exemplu, dual Beretas, P250, Revolver și Deagle. Pur și simplu dați click pe 57, din Other Pistols selectați toate pistoalele și trageți pur și simplu revolverul aici. Sau pur și simplu Mergeți la All Items și puneți neghevul în partea de Mid Tier. Foarte important, nu puteți să puneți neghevul la Other Pistols. Aveți categorii din care puteți să alegeți. Mai departe avem Mid Tier, în care avem Heavy și SMG-uri. Același lucru, Mid Tier și putem să alegem dintre toate armele Heavy și SMG-uri, adică Shotgun-uri, Neghev, SMG-urile la PP Bizon, UMP... P90, MP9 și așa mai departe, respectiv Mag 10 la Tero. Iar în partea de rifles avem aceleași rifle-uri pe care le știm, însă putem să alegem foarte bine să avem și M4A1S și M4A4. De exemplu, eu vreau să mergem să am M4A1S și M4A4 și nu vreau scoutul neapărat. Sau pot să zic că nu vreau augul neapărat și vreau să merg pe M4A4. Și așa va arăta loadoutul uh, loadout meu. Mai apoi merg la partea de tero, aceleași lucruri pe care le pot schimba. Bun. Agentul la fel și cam asta este. În momentul în care vom intra în joc, vom vedea același buy menu, pe care vi-l voi arăta chiar acum, pentru că vom intra într-un dead match simplu pe miraj. Dăm go. Vedeți ce frumoasă grafică avem aici în momentul în care căutăm un pic de glow, arată foarte, foarte bine. Aceleași informații pe care le primim cu culoarea de fundal pe care pe care am ales-o din, din setări. Dacă a stat până acum, foarte bine, vă mulțumesc foarte mult. Observați că se încarcă foarte, foarte rapid față de Counter Strike Global Offensive. Ăsta este meniul de start în care alegem echipa în care putem să, să jucăm. De exemplu, vom alege... De fapt, putem să alegem și Tero. Nu putem să alegem Tero, alegem partea de City. Așa arată meniul. Vedeți că avem culoarea roz. Mă rog, un mov pe care am ales-o. În partea de jos avem, de la dreapta spre stânga. De la stânga spre dreapta, de fapt, armura, viața, numărul de kilograme pe centru și uh, gloanțele din, uh, din armă. În partea din uh, dreapta avem armele. Avem armele pe care le avem, le putem schimba la fel cu scrollul. Modelele de arme, vedeți că sunt uh, diferite. Și sunetul și efectul este diferit. Iar acesta este meniul. Avem uh, de la stânga spre dreapta Kevlar. Kevlar cu helmet, Zeus și Diffuse Kit, apoi pistoalele pe care le-am ales și nu mai putem. By Period Expired. Vă mai arăt! În partea de sus avem uh, avatarurile cu punctajul și cu timpul pe care îl mai avem, dar puteți observa că avem avatarele. Uh, Avatarele animate, sunetul este din punctul meu de vedere momentan mult prea puternic și se aude totul. Se aude totul în acest joc. Meniul din nou Rifles și de exemplu dacă cumpărăm Augul, putem apoi să cumpărăm AVP-ul în timpul rămas fără să se scurgă. Zgomotul de sc -sc scope este diferit dacă auziți. Și cam atât Din punctul meu de vedere, în momentul de față Wow În momentul de față, toate sunetele sunt mult, mult prea accentuate În ideea în care se aude Mult prea puternic Totul în joc și nu-ți dai seama Nu-ți dai seama de unde vine sunetul Asta o să mă omoare acum, mai avem 5 și trebuie să mă obișnuiesc că gloanțele sunt pe mijloc Și că nu trebuie să mă uit în colțul din dreapta jos Și trebuie să-mi fie mult mai ușor să mă uit așa un pic mai spre centru Este mult mai sănătos Avem toată informația concentrată pe mijlocul ecranului Dar în același timp Trebuie necesită un pic de obișnuință Bineînțeles ca în orice alt joc nu de altfel Armele trag la fel din punctul ăsta de vedere. Sunetul este diferit, bineînțeles. Și gata. Iar asta este ecranul de final. Am prins perfect, avem locul 1, 2 și 3. Vedeți cum arată. Nu, va, momentan nu se primesc dropuri. Nu neapărat că nu se primesc dropuri în CS2, dar nu se arată dropurile din CS2. Consola este la fel. Dragii mei, cam așa arată o scurtă vizualizare a, a jocului. Vreau să vă arăt încă un lucru și după aia încheiem. Mergem pe Practice, pe Harmless Bots și pe Competitive. Open Party, Grenade Camera, putem să avem Infinite Ammo, Infinite Warm Up, ceea ce este foarte bine. Asta este chiar efectiv un Practice. Mergem pe Short Match și putem să mergem și pe grenade camera și dăm go. O să vedeți că se încarcă foarte, foarte repede totul. Deja s-a încărcat. Selectăm, de exemplu, partea de Tero. Suntem în warm-up pe Infinite Warm-up și putem să ne uităm un pic mai mult în meniu. Asta este foarte important, de asta am vrut să vă arăt. De exemplu, să zicem că suntem înainte de a începe runda și am cumpărat AK și nu vrem să cumpărăm AK. Avem un buton aici de refund, am primit banii înapoi și putem să cumpărăm SG nu vrem să cumpărăm SG, cumpărăm înapoi AK. Asta puteți să faceți până în momentul în care expiră buy time-ul. Iar la fiecare armă, vedeți că avem o descriere mică pe difficulty și dificultatea armei respective și, și numele armei plus skin -ul. Iar în partea din dreapta avem toate utilitățile. Bun. Vreau să vedeți un pic cum se aude AK-ul. Vedeți ce diferit? Uitați cum se aude și și glocul. Avem un ecou mult mult mai puternic. Și zgomotele din punctul meu de vedere sunetele sunt mult mai accentuate, mult mai accentuate. Sper să mai scadă un pic din modul distanța din care în care se aude uh, în fiecare punct din hartă uh, sunetul, sunetul jocului pentru că este foarte greu să dai seama de unde se aud toate sunetele. Eu, în plus, dacă vă uitați pe minimap, avem mai multe cerculețe și așa puteți observa până unde vă aude inamicul dacă este să mergeți. De exemplu, în momentul în care mergem pe shift, nu ne mai aude deloc. Dacă mergem fără shift, cercul mare este, oricine este în cercul mare, ne va auzi. Dacă, de exemplu, suntem pe shift și acum am sărit, vedeți că se aude în momentul în care sărim. Da? Iar cu small uh, smoke Puteți să vă uitați, dacă dăm click, ne arată exact unde cade smocul. De exemplu, dacă îl arunc aici, o să cadă undeva pe aici. Vedeți? Și ne arată exact. Venim vorba de smoke, așa arată smocul. Are un delay un pic și se vede cam așa este mult mai mare și durează mult mai mult până treci în el. Iar efectul grenadei este cam așa. Pam! Și înapoi își revine. În Windows smoke-ul arată cam așa. Dacă îl și nimeresc. Și vedeți cât de mult arunc. Uite cam așa trebuie să arunc. Și se duce fix în window. Iar smoke-ul din Windows se vede uite așa. Practic nu mai avem niciun fel de gap, dar dacă aruncăm o grenadă acolo, a dispărut tot smoke -ul. Și încă un lucru pe care vreau să vă le arăt și după aia terminăm și acest, această parte din prezentare. Vedeți că avem aici niște găuri din grilaj. Ei bine, în Counter Strike Global Offensive, dacă trageam undeva în aceste găuri, se spargea grilajul. Acum, puteți observa că dacă tragem între, nu se sparge. Bineînțeles că dacă tragem în el, se sparge. Și cam atâta. La fel și aici puteți observa, se poate vedea prin acest grilaj, nu se vede bineînțeles în window, dar puteți să vă uitați dacă aveți la ce să vă uitați. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest videoclip, această prezentare a Counter-Strike 2 din perspectiva mea, review-ul meu la prima vedere a acestui joc. Dacă vă interesează să vedeți cam cum arată skinurile mele în Counter-Strike 2, atunci lăsați-mi un comentariu, o să fac și un poll pe comunitate dacă vă interesează, facem și, și discutăm un pic, vă arăt, un pic cum arată inventarul meu pe care momentan îl am în Counter-Strike 2 și de asemenea cred că putem să facem și niște inventare de Counter-Strike 2 de pe acum care să arată bine. Eu am fost Cosbin! Dacă v-a plăcut videoclipul, din nou, nu uitați să dați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez. Eu am fost cosbin, salutare!